Probleme, vedeți, nu râdeți de mine pe ce vă spun și v-aș fi recunoscător dacă ați păstrat de la mine lucrul ăsta. Este foarte important să primești daruri de orice fel, dar este cel puțin la fel de important să le primești, să știi cum să le primești și ce să faci și ce să faci cu ele. Și deci m-am dus la camera de serviciu, am bătut la ușă, domnul Noica era, cred că era și cu haina pe el, în costum, cu cravate și domnul Noica totdeauna a purtat ghetre. Mai știți cumva ce înseamnă ghetrele, da? Erau umbriți, nu puteai să mergi cu pantofii așa cum trebuie. Și zice, dragă, se oprește și îmi spune, pot să vă spun Andrei? Și am spus, da, domnule. Și zice, uite, am pățit un lucru. Vă rog, eu vin de unde știi că vin. Și în momentul în care am venit, primul drum pe care l-am făcut, m-am dus la BCS, Biblioteca Centrală de Stat, ca să văd ce se mai întâmplă prin fizică. Și am căutat la fișier și am văzut o revistă care se numește Philosophical Magazine. Și am cerut colecția de ultimii 2 ani. Mie mi-a ieșit ochii din cap. Când am auzit, mi-era rușine să-i spun ceva, zice, și-au venit cu vreo 4 cărucioare cu colecția pe ultimii 2 ani. Și atunci am zis, domnul Naica, dar zic, iertați-mă, Philosophical Magazine nu este revistă de filosofie. Se numește așa de când s-a fondat, pentru că poate vă aduceți aminte că până la Newton, ceea ce noi numim astăzi fizică, se numea Natural Philosophy, filosofie naturală. Da, zice, mi-a căzut fisa pe chestia asta, dar am zis că dacă tot mi-a adus-o, nu pot să nu mă uit prin ea. Și m-am uitat prin ea. Eu timp, da. Zic, și zice, și am constatat că nu mai înțeleg absolut nimic din fizică. Ce puteam să spun? Zice, și atunci aș vrea să te rog ceva. Zic, vă rog. Zice, ești de acord să-mi predai fizică? Și până la sfârșitul facultății, deci încă aproape 3 ani, în fiecare sfârșit de săptămână, cu excepția săptămânilor cât eram în vacanță, mă duceam, îi dădeam temă pentru acasă, am făcut probleme din Free și Timorev, am făcut. Vă dați seama că pentru mine câștigul a fost uriaș. Așa am auzit prima oară de presocratici și așa am început să mă obișnuiesc cu alte lucruri. Și evident că între noi s-a stabilit o relație cu totul specială, așa încât spre jumătatea anilor 70 și i-am spus nu veniți oate la noi la institut să vorbiți pentru noi, pentru laboratorul de fizică teoretică, ce bine, dragă. Și l-am adus. Sala de seminar laboratorului de fizică teoretică, ei știu cum este, numai că atunci era, hai să zicem, cam 2/3 din cât este astăzi, erau niște scaune care scârțiau îngrozitor și încăpeau cu bună voință în sala aia, încăpeau în jur de 30 de oameni. Ne-am pregătit pentru domnul Noica, am pus o măsuță, am luat din camera de la noi o măsuță atâta și cu placă de sticlă pe ea și am pus-o în scaun și o cană cu cafea. Și în sală erau masiv peste 120 de oameni. Se stătea pe geamuri, se stătea în picioare și așa mai departe. Și, evident că n-am cum să vin lucrul ăsta, a intrat, s-a uitat așa la noi și ne-a spus, știți, m-am gândit, venind la dumneavoastră, cum să mă adresez.
să spun, stimați prieteni, nu-mi permit că încă nu ne cunoaștem, ca să pot să spun asta. Să spun, stimați colegi, nici atâta, pentru că dumneavoastră față de mine sunteți atât de sus încât nu pot. Și atunci am hotărât să vă spun, și s-a plecat ușor și a spus, m-am hotărât să vă spun, stimați semizei. Este un cuvânt absolut fabulos și a urmat, a fost nemaipomenit ce s-a întâmplat acolo și era momentele în care devenea furibund, erau cele în care se vorbea fie de teoria mulțimilor, fie, cum începuse pe atunci să se vorbească de ea, de calculator. Și un coleg al nostru, sunt tolănit în primul rând că era vice-șef de laborator, nuclearist, alminteri, un tip foarte mișto, Aurică Sandulescu, tolănit, i-a spus, ce vorbești, domnule, dumneata, știi câte articole scriu eu cu calculatorul? Da, zice, da, tot calculatorul ăsta înseamnă adunare. Zice, nu, zice, și înmulțire și ridicare la putere. Da, zice, dragul meu, dar ce tot adunare e. Zice, și îți place așa să fii într-o turmă, să aduni datele dumitale, să le pui acolo și să le faci. Au fost urlete, s-a râs și așa mai departe. Deci ăsta era drumul noi. E o primă legătură cu atmosfera care înseamnă dincolo de partea aridă, partea aparent formală a fizicii și matematice, care are legătură cu umanul și prin asta, dintr-un fel sau altul, încep să înțeleg sau putem să înțelegem modul în care operează mintea lui Andrei și merg mai departe un pic și mai îndrăznesc să o întrebare, dar am încă două întrebări pe care să intrăm în subiect, că deja lucrurile s-au mai așezat. O întrebare legată de fizica de linghiară în spațiul fazelor, teoria catastrofelor și tot ce înseamnă elementele de știința complexității, practic au fost, poate, România aproape deodată cu apariția lui Santa Fe, care totuși este, să zicem, cermenele legate de știința complexității în lume. Deci, spiritul românesc a simțit problematica, a adunat-o și mi-aduc aminte că, că a fost totuși un moment important înainte de Revoluție, care a însemnat cumva un semnal care a atestat faptul că și România este pe harta complexității. Dacă ne mai aduce aminte un pic de sesiunea de la Mercuriaciuc. Ajungem la Mercuriaciuc, dar întâi mă duc un pic în urmă, pentru că fizica, cel puțin, să zicem până în anii 2000, nu mă apuc să vorbesc de ce s-a întâmplat după anii 2000, s-a chemuit așa ca jaguarul care se pregătește să sară, s-a adunat bine și pe urmă a făcut cam câte un salt uriaș pe deceniu. Da? Deci deceniu 20-30, deceniu de fapt se numără de la jumătate de deceniu, deceniu de la 1895 până la 1905, care începuse cu ideea că, până atunci ideea era că fizica devine neștiun geografic. Da? Te uiți la ea, ce frumoasă este, mai aștept un pic praful pe acolo, mai calculez zecimala, 50-a, ca să mai tragi o tușe pe tablou și așa mai departe. Și pe urmă a venit dezastru. A început cu radioactivitatea, a venit Planck în 1900, a venit anul cumplit 1905, când a venit Einstein cu cele 3 plus 1 articole, după care, la jumătatea decenului următor, s-a consolidat mecanica cuantică, încă un deceniu a fost marcat în mod categoric de
de două momente, momentul 1932, când Anderson a început să descopere pe bandă rulantă particule, a început să se îmbogățească lumea particulelor elementare, și pe urmă a venit celebrul an 1948, când Gamow și-a publicat articolul din care s-a născut ceea ce astăzi se numește modelul Big Bang. Acum, nu știu dacă știți cum a fost cu articolul ăsta. Întâi și întâi, Gamow era un monstru. Era un monstru care era în egală măsură admirat și temut și mai ales urât de toată lumea. Pentru că era probabil specimenul exemplar de om care face numai bancuri proaste. Deci, făcea bancuri atât de proaste încât reușea să scoată din minți absolut toată lumea. Și articolul despre, nu mai știu cum îi spunea, geneza elementelor chimice, a fost publicat, a apărut în FISREV, este un articol de o coloană și jumătate, atât, o coloană și jumătate, având trei autori, Alpha, Beta, Gamow. Ca să fie masa bogată, articolul a apărut pe data de 1 aprilie 1948. De care toată lumea a zis că se ia și un bat în pit a lui Gamow. Cum se verifice? Gamow nu putea să se ducă să-l întrebe la Alpher, nici atât, pentru că era elevul lui la doctorat, și atunci s-a pus la Hans Bethe. Hans Bethe era un monstru, o minune de om respectat de toată lumea. Bethe este cel cu reacțiile termonucleare din stele, din soare în particular. S-a dus la Bethe și i-au spus, băi, ai scris un articol, a apărut un articol în care ești cu autor, cu Alpher și cu Gamow. Zice, ai fost de acord, ai lucrat cu ei? Și ce habar n-am despre ce vorbiți. Aha, deci, zice, nu? Zice, și Bethe a spus, uite ce se întâmplă. Dacă Gamow a hotărât să nu pun acolo, știe ce face, deci am treabă, vă rog frumos să mă lăsați în pace. Articolul a rămas oarecare până când, în 65, și s-a descoperit, cred că atât este, s-a descoperit radiația background de microunde, și atunci toată lumea și-a adus aminte de articolul. Ei bine, anii 70, pe urmă, anii 60 au fost marcați de descoperirea laserului, care și teoretic, și experimental, și tehnic, fără el nu mai putem să trăim astăzi. Anii 70 au fost marcate de trei lucruri. De în 72, René Thom a publicat teoria catastrofelor. A mai fost pe urmă, nu mai știu exact cum este succesiunea cronologică, deci a fost teoria catastrofelor, fenomenele de parte de echilibru ale lui Prigojin și sinergetica lui Hermann Hacker. Da? Nu știu cum un coleg de-al nostru l-a obținut de la o mătușă de-a lui care locuia nu știu unde prima ediție a teoriei catastrofelor, care e la mine acum, a apărut în 72 la editura Benjamin, în franceză, și el a spus, e foarte interesantă, dar eu tâmpenie, eu nu pot să stau să citesc așa ceva. Bun, când ne-am apucat să o citim, am fost absolut șocați. Și Alexandra și Adam trebuie să o știe, împreună cu colega noastră, Liliana Micu, ne-am apucat amândoi să traducem teoria catastrofelor. După ce vorbisem în prealabil, se numea Mircea Muiciu, directorul editurii științifice și enciclopedice. El a zis, sigur că da, fiind convins că oricum nu o să ne apucăm, noi se făcuse răgătii atâtea și m-am dus la domnul Muiciu, pe vremea aia nu ne spuneam pe nume, și am spus, uite, am adus asta. Da, zice, da,
Și știi ce se întâmplă? Avem o problemă că avem bani să plătim drepturi de autor. Și nu e nicio problemă. Ne-am apucat Liliana și cu mine, am scris o scrisoare absolut nevinovată la editură. Editura a spus că este foarte încântată să apară în română cartea și că ne dă drepturile fără să ceară niciun ban. Mă duc fericit la domnul Măciu, zic, uite, avem adresa că, nu știu ce, domnul Măciu. Bun, părerea, acum, privind în urmă, era frică primul și în primul rând de titlu. Da? Și să domnul Măciu să stea din cap și îmi spune un lucru la care nu mai am ce să mai fac, zice, auzi, zice, asta înseamnă că pe ei chiar îi interesează să apară în română carte. Și am spus, eu, bou! Îi spun, da! Ei, zice, atunci ea scrie o scrisoare să plătească și tiparul pentru chestia asta. Și la care am capotat. Bun, de pricoșin nu vă mai spun și pe urmă, de ce am fost 3 luni la Stuttgart, la Haken, care era un tip formidabil, tot laboratorul făcea bășcărie de el, dar numai în absență. Când era de față, era tratat cu tot restul, dar tot așa un restul, asta însemnând că, neînsemnând că nu-i spunea, habar n-ai ce vorbești, nu știu ce, și zice, eu, dar tu care ai spus ce ai spus, și așa mai departe. Și pe urmă, spre sfârșitul, începutul anilor 80, a fost lovitura de grație, pentru că atunci Michel Feigenbaum a descoperit, el a descoperit haosul determinist, l-a descoperit pe un piațar, avea numai adunări, înmulțiri și împărțiri și scăderi. Calculator de buzunar.